Acatistul Sfinte Iuliana din Lazarevo, răzmuit la data de 2 ianuarie. Pe Sfânta Iuliana cea milostivă, care prin faptele ei a fost icoană vie a lui Hristos și a mărturisit că familia este o cale de sfințenie, biruind cu iscusință cursele vrăjmașului și ispitele trupești, să o lăudăm iubitorilor de Dumnezeu, zicând: Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creștine! Tu ești bucuria noastră, mângâierea și ajutorul nostru, roabă aleasă lui Hristos, că împreună călătorești pe marea vieții cu cei care se roagă ție, izbăvindu-i de vifor și ducându-i la limanul cel liniștit al raiului. Și pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, mlădița bisericii drept slăvitoare! Bucură-te, candela aprinsă pentru Hristos! Bucură-te, înger al curăției și al rugăciunii! Bucură-te, dreptar al viețuirii creștine în familie! Bucură-te, pildă pentru soțiile credincioase! Bucură-te, pavăză a mamelor creștine și a copiilor lor! Bucură-te, veghetoare asupra tinerilor care vor să se căsătorească! Bucură-te, arătând calea spre mănăstire celor care o caută! Bucură-te, mâna întinsă celor care vor să se pocăiască! Bucură-te, ajutătoare celor care pun început bun mântuirii! Bucură-te, glas al sfințeniei în pustia lumii, iubitoare de rătăcire! Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creștine! Născându-te într-o familie credincioasă, încă din copilărie, sufletul tău a râvnit după frumusețile cerești, ai iubit postul și rugăciunea mai mult decât petrecerea cu cei de o vârstă cu tine și nu te-ai scârbit când erai defăimată pentru nevoințele tale, ci îi cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Orfană rămânând de la o vârstă fragedă, ai căutat să trăiești ca o vrednică fiică a Maicii Domnului și la ea ai căutat sprijin și ocrotire. Și prigonită fiind de rudele care nu înțelegeau asprimea vieții tale, nu te-ai lenevit a duce lupta cea bună. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, că între oameni trăind ai ales a fi cu mintea la cele cerești! Bucură-te că, lipsită fiind de iubirea mamei tale, ai căutat iubirea lui Dumnezeu! Bucură-te, ocrotitoare a orfanilor și a copiilor lipsiți de dragostea părintească! Bucură-te, alinarea suferințelor celor apăsați de singurătate! Bucură-te că frăgezimea vârstei nu te-a împiedicat să dobândești Duhul cel Sfânt! Bucură-te că nu te înduplecai să renunți la nevoințele tale! Bucură-te că timpul îl petreceai în lucrări duhovnicești! Bucură-te că îți ascundeai virtuțile cu smerenie! Bucură-te că prin răbdarea batjocurilor te-ai încununat! Bucură-te că nu ai căutat înțelegere la oamenii slabi în credință! Bucură-te că nu te-ai deznădăjduit când erai disprețuită pentru viețuirea ta! Bucură-te că pe stânca răbdării ai stat și te rogi pentru cei lipsiți de răbdare! Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creștine! Iubitor de Hristos fiind părintele care te-a cununat cu soțul tău, după predania sfinților părinți, va călăuzi să trăiți în viața de familie sporind în iubire, în rugăciune și în nevoință, ca să cântați împreună cu toți sfinții: Aliluia! Stabilă ești celor care defaimă căsătoria, zicând că este o cale a poftelor și a patimilor, pentru că ai adeverit că nunta este o mare binecuvântare și un mare dar pentru cei care o trăiesc în Hristos și în biserică, după cuvântul Sfântului Pavel, apostolul neamurilor. Drept mulțumire îți zicem unele ca acestea: Bucură-te că ai arătat că familia e drum spre rai! Bucură-te că ai îndepărtat îndoiala de la cei șovăitori! Bucură-te adeverirea vieții trăite după Evanghelie! Bucură-te următoare a povețelor Sfântului Apostol Pavel! Bucură-te întărirea celor care aleg să se unească în taina cununiei! Bucură-te praznic al inimilor care caută să dobândească sfințenia! Bucură-te, floare care aduci bună mireazmă în casele creștinilor! Bucură-te, sprijin al celor care se împotrivesc Duhului acestei lumi! Bucură-te, mărturisitoarea iubirii prin care familia se întărește! Bucură-te că gonești diavolii, semănători de dezbinare!
Bucură-te că izgonești tulburarea și neînțelegerea. Bucură-te, pace a familiilor credincioase. Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creștine. Ai înțeles, Sfântă Iuliana, că dacă prin femeia credincioasă se poate mântui bărbatul necredincios, dacă urmează credinței și faptelor ei de virtute, cu atât mai mult bărbatul credincios poate să se folosească de viețuirea sfântă a soției sale și să-i cânte lui Dumnezeu cu glas de strigare, Aliluia! Ai vrut să-l duci și pe soțul tău, Gheorghe, la măsura nevoințelor tale, vrând să se vadă și în fapte credința sa. Cu pricepere l-ai sfătuit să ridice pe umerii săi crucea nevoințelor, făcându-te pildă pentru soții credincioși, ca să se sprijine unul pe altul în lupta cea duhovnicească. Și pentru aceasta auzi de la noi. Bucură-te, sfeșnic aprins de Dumnezeu în noaptea îndepărtării de credință. Bucură-te că pe soțul tău l-ai sfătuit cu multă pricepere. Bucură-te că de la tine învață soții să se ajute în războiul duhovnicesc. Bucură-te, sfătuire cu pricepere și mustrare blândă. Bucură-te, nădejdea celor biruize deznădejde. Bucură-te că aduci gândul cel bun în sufletele șovăitoare. Bucură-te că de nepriceperea noastră nu te scârbești. Bucură-te că ne arăți cum să-i ajutăm pe cei de lângă noi. Bucură-te că nu prin vorbe, ci prin fapte ne înveți să îi sfătuim. Bucură-te, cuvânt bun spus la vremea potrivită. Bucură-te, tăcere roditoare, binecuvântată de Dumnezeu. Bucură-te, rugătoare pentru toți care vor să se mântuiască. Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creștine. Cu 13 copii te-a binecuvântat Dumnezeu și vie roditoare ai fost, după cuvântul psalmistului David. Dar greutățile creșterii copiilor nu te-au îndepărtat de lucrarea duhovnicească, ci ți-au fost pricină de înmulțirea virtuților, căci i-ai cântat neîncetat lui Dumnezeu, Aliluia! Cum te vom lăuda, mamă cu mulțime de copii și sfântă cu mulțime de fii duhovnicești, că prin faptele tale i-ai rușinat pe cei care fug de crucea facerii de copii și de cea a creșterii lor în Hristos, și pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, lauda soților care nu își îngroapă talanții. Bucură-te, urmașa sfintelor mame din vechime. Bucură-te că ai adus pe lume 13 copii. Bucură-te că nu te-ai deznădăjduit când Domnul i-a luat la el pe unii dintre ei. Bucură-te că ți-ai crescut copiii în dreaptă credință. Bucură-te că i-ai învățat să trăiască pentru Hristos. Bucură-te că nu i-ai hrănit doar trupește, ci și duhovnicește. Bucură-te, mărturisitoarea virtuții și osândirea păcatului. Bucură-te, mustrătoarea femeilor care vor să lepe de pruncii. Bucură-te că îi cerți pe soții care nu vor să facă copii. Bucură-te că, aflând despre faptele tale, unii se pot căiesc pentru păcatele lor. Bucură-te că mica biserică a fost familia ta. Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creștine. Nu ne este lezne să înțelegem cum, purtând grijă familiei, ai găsit vreme să te ocupi și de mulțime mare, de săraci și de orfani, dar ai arătat prin aceasta că mulțimea treburilor casei nu trebuie să-i oprească pe credincioși, să-i cânte lui Dumnezeu, Aliluia! În loc să asculte poruncile Evangheliei și să poarte de grijă săracilor, bolnavilor, orfanilor și tuturor necojiților, mulți creștini se îngrijesc numai de binele lor și al rudelor lor, dobândind bunătățile pământești și pierzând împărăția cerurilor. Dar tu ai ținut poruncile și ai dobândit raiul cel gătit sfinților, iar noi, învățându-ne din jertfelnicia ta, îți cântăm. Bucură-te că te osteneai lucrând nopțile pentru a-i ajuta pe săraci. Bucură-te, hrănitoarea celor frlămânzi și însetați. Bucură-te că prin lucrul mâinilor tale i-ai îmbrăcat pe cei lipsiți. Bucură-te că i-ai îngrijit în casa ta pe cei bolnavi. Bucură-te că aveai grijă ca morții să fie mormântați după lege. Bucură-te că nici casnicii tăi nu știau milostenile tale. Bucură-te că ai fugit de lauda omenească. Bucură-te că ai rânduit milostenile cu dreaptă socoteală. Bucură-te că pentru virtutea ta unii slujitori te ocărau. Bucură-te că ai răbdat de făimările lor fără să te mâhnești. Bucură-te chemându-ne să luăm de la tine pildă de viețuire. Bucură-te că ne îndemn să-ți urmăm în milostenie. Bucură-te, Sfântă Iuliana,
cunună a familiilor creștine. Ridicându-te la rugăciune într-o noapte, vrăjmașul diavol te-a înspăimântat, iar tu de frică ai lăsat rugăciunea și te-ai dus să te culci. Dar nici în somn ispita nu a încetat, căci ai visat mulțime de diavol care încercau să te omoare. Dar rugându-te Maicii Domnului și Sfântului Nicolae, ai primit de grabă ajutor și pentru aceasta i-ai cântat lui Dumnezeu. Aliluia! Sfântul Nicolae ți-a spus în vis: fiica mea, fii tare și puternică și nu te înfricoșa de amenințările diavolului, căci Hristos mi-a poruncit să te apăr de diavol și de oamenii cei răi. Iar tu, trezindu-te, l-ai văzut cum ieșea ca un fulger din camera ta, deși ușa era închisă. Lăudăm cu toții cinstită, Iuliana, pentru că ești fiica duhovnicească a Sfântului din Mira Lichiei. Bucură-te că de ispitele întunericului ne-a ajuns să ne ferim. Bucură-te că celor înfricoșați de diavol le aduci pacea. Bucură-te sprijin al preoților care se luptă cu puterile întunericului. Bucură-te că îi ajuți să izgonească diavolii care îi chinuiesc pe oameni. Bucură-te că Domnul ți-a dat putere împotriva duhurilor necurate. Bucură-te că pe cei robiți de păcate îi îndrepți spre pocăință. Bucură-te că pentru rugăciunile tale nevăzutului înșelător îi descoperim cursele. Bucură-te că ai arătat că mirenii pot ajunge la măsurile monahilor. Bucură-te că, precum ai fost ajutată de Sfântul Nicolae, ne ajuți și tu pe noi. Bucură-te că nu numai de diavol, ci și de oamenii răi te-a apărat Sfântul Ierarh. Bucură-te că, cinstindu-i pe sfinți, ai fost ajutată de ei. Bucură-te că acum împreună cu ei îl slăvești pe Dumnezeu. Bucură-te! Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creștine! Încercând iar diavolii să te înspăimânte, de grabă a venit Sfântul Nicolae și a gonit. Dar unul dintre ei a strigat fugind că la bătrânețe vei muri de foame și nu vei mai putea să ajuți pe nimeni după obicei, dar tu nu te-ai înfricoșat, ci ai cânta lui Dumnezeu cântarea de biruință, Aliluia! Mii și mii de creștini au murit din pricina marii foamete îngăduite de Dumnezeu pe pământul rusesc. Tu însă te-ai străduit să nu lași niciun sărac să plece neajutorat de la ușa casei tale și, știind că nici acum nu îi lași lipsiți de ajutorul tău pe cei necăjiți, îți zicem: bucură-te că în vremuri grele credința nu ți s-a împuținat. Bucură-te că atunci când puțin credincioșii se tulburau, tu ți-ai păstrat pacea. Bucură-te că în lume ai trăit ca și cum nu ai fi fost din lume. Bucură-te că i-ai îndemnat pe cei de lângă tine să se mulțumească cu ce aveau. Bucură-te că rugându-i să nu fure de la alții, i-ai învățat să ceară de la Dumnezeu. Bucură-te că necazul l-ai înfruntat prin veselie duhovnicească. Bucură-te că în necazuri ai fost încercată în credința ta. Bucură-te că ai purtat crucea sărăciei fără să cârtești. Bucură-te că răbdând sărăcia, nu l-ai hulit pe Dumnezeu. Bucură-te știind greutățile vieții, îi ajuți pe cei lipsiți. Bucură-te milostivă ajutătoare în ceasul încercării noastre. Bucură-te că te rogi să avem cele de trebuință. Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creștine. Cum oare să viețuim ca să-i fim bine plăcuți lui Dumnezeu? Cine are cu adevărat dreaptă socoteală, rânduind cum trebuie postul și rugăciunea? Știindu-ne mincimea, ne rugăm ție, Sfântă Iuliana, să te rogi să fim îndrumați prin părinții noștri duhovnicești, ca lui Dumnezeu care te-a întărit să-i putem cânta cu toții cântarea de laudă. Aliluia! Nu te-ai uitat la neputința firii femeiești, ci ai adăugat nevoință peste nevoință, simțindu-te acoperită de harul lui Hristos. Nefiind maică, ai arătat că mirenii pot lua asupra lor jugul astrelor nevoințe, rușinându-i pe toți cei care spuneau că vremea nevoințelor a trecut, și pentru râvna ta îți zicem: bucură-te că însetai după cuvintele înțelepte ale sfinților părinți. Bucură-te că nu în puterile tale, ci în Hristos ți-ai pus nădejdea. Bucură-te că ai fugit de lenevie și de împrăștierea minții. Bucură-te că nu ai lăsat ispita mândriei să țintre în suflet. Bucură-te că ai disprețuit fățărnicia și purtarea fariseică. Bucură-te că mult te-ai folosit de sfaturile duhovnicului tău. Bucură-te că îi ajuți pe creștini să-și găsească duhovnici iscusiți. Bucură-te că ascultându-L pe Dumnezeu ai fost și tu ascultată de El. Bucură-te că nopțile le petreceai în privegheri bucurându-te în Domnul. Bucură-te că rugăciunea lui Iisus zicând neîncetat ai curățit cămara inimii tale. Bucură-te dascăl al rugăciunii pentru cei din vâltoarea lumii. Bucură-te că pe mirele Hristos
l-ai așteptat ca o fecioară înțeleaptă. Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creștine! După ce ai adus pe lume 13 copii, ai râvnit a-ți înmulți nevoințele și te-ai frământat gândul plecării la mănăstire, dar soțul tău te-a rugat să rămâi alături de el, învoindu-se să trăiți în înfrânare, ca frații. Iar tu, fiind soția ascultătoare și mamă iubitoare de fii, te-ai supus cu smerenie, cântându-L Dumnezeu, Aliluia! Ai arătat că nu disprețuiești nunta, trăind viața legiuită cu bărbatul tău, însă ai arătat și că scopul vieții de familie este dobândirea raiului, iar după ce ți-ai făcut datoria de mamă născând și crescând mulți copii, ai vrut să urci mai sus pe scara virtuților și ai trăit lângă soțul tău ca lângă un frate în Hristos. Și pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te că ai vrut să urmezi cuvioșilor părinți și cuvioaselor maici. Bucură-te că fără să depui voturile cărugărești, ai trăit ca o maică. Bucură-te că rămânând în aceeași cameră cu soțul tău, ai trăit îngerește. Bucură-te că după moartea acestuia te-ai pregătit pentru propria moarte. Bucură-te că fără să porți haine pe tine, haină monahală, ai purtat haina nevoințelor. Bucură-te că preotul a auzit glasul Maicii Domnului care din icoană te-a lăudat. Bucură-te că glasul a mărturisit în chip minunat că Duhul Sfânt se lășluiește în tine. Bucură-te că Maica Domnului te-a chemat să te rogi la biserică, nevoindu-te. Bucură-te că deși era foarte frig, i-ai dat ascultare, necruțându-ți ostenelile. Bucură-te că sărutând tu icoana născătoare de Dumnezeu, în tot satul s-a simțit bună mireasmă. Bucură-te că împărăteasa cerurilor a cerut să fii cinstită pentru sfințenia ta. Bucură-te că pentru evlavia ta oamenii l-au slăvit pe Dumnezeu. Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creștine! Îmbolnăvindu-te în ultimele zile ale vieții tale, nu ți-ai împuțina nevoințele, ci ai înmulțit rugăciunile și când slăvindu-L pe Dumnezeu ai părăsit această lume, s-a văzut pe capul tău o coroană de aur și o lumină albă pentru care toți au cântat Domnului într-un glas, Aliluia! Bucurie mare au avut cei care au aflat moaștele tale nestricate și de mir izvorătoare și au dus de îndată la catedrală un vas cu mirul bine mirositor, cu care, ungându-se bolnavii, au primit tămăduire. Vestind și noi binecuvântarea sfintelor tale moaște, îți cântăm așa. Bucură-te că la moartea ta s-a arătat pe capul tău o coroană de aur. Bucură-te că ai fost încununată de Dumnezeu pentru sfințenia ta. Bucură-te că după moarte ai cerut să fii mormântată lângă soțul tău. Bucură-te că și prin aceasta ai arătat cinstea familiei. Bucură-te adeverind că taina căsătoriei nu se sfârșește în lumea aceasta. Bucură-te că îi chem pe creștini să se pregătească pentru viața cea veșnică. Bucură-te că și după moarte l-ai mărturisit cu putere pe Hristos. Bucură-te că aflarea sfintelor tale moaște a fost pricină de bucurie. Bucură-te că mulțimea mirului izvorât a arătat mulțimea minunilor tale. Bucură-te că celor care își întinează trupurile prin păcate le vădești rătăcirea. Bucură-te că celor care disprețuiesc trupul le arăți greșeala. Bucură-te că trupul tău a fost templu al Duhului Sfânt. Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creștine! Arătându-te după moarte preotesei Agata, care era bolnavă, i-ai zis: mergi la biserică și sărută icoana Sfintă Iuliana. Iar ea, tămăduindu-se, a făcut cunoscută minunea ta, cântându-i Dumnezeu cu mulțumire, Aliluia! Mulțime mare de minune ai făcut nouă credincioșilor și pentru aceasta te rugăm să stai lângă noi în fiecare zi a vieții noastre, apărându-ne în necazuri și ispite, ca să-ți cântăm cu inimile pline de bucurie. Bucură-te că pe preoteasa Agata ai chemat-o să sărute icoana ta. Bucură-te că și pe noi ne chem să te cinstim ca pe o ajutătoare a noastră. Bucură-te că pe copiii cărora le curgea sânge din mâini și din picioare i-ai vindecat. Bucură-te că pe Iosif l-ai izbăvit de moarte când nimeni nu credea că va mai trăi. Bucură-te că el a venit pe jos în satul Lazarevo pentru a-ți mulțumi. Bucură-te că din ostenelile lui ne învățăm și noi să fim mulțumitori. Bucură-te că ai stins focul care se apropia de biserică. Bucură-te că multe feluri de minune ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu. Bucură-te că primind puținele noastre cuvinte de laudă. Bucură-te că din Rusia în toată lumea s-a întins lauda ta.
Bucură-te că moaștele tale au binecuvântat ținuturi îndepărtate. Bucură-te minunea lui Dumnezeu pentru întărirea adevăratei credințe. Bucură-te, Sfântă Iuliana, cununa familiilor creștine. O Sfântă Iuliana din Lazarevo, comoara Rusiei Dreptcredincioase și a întregii biserici, primește acum această rugăciune care se aduce ție ca mulțumire pentru ajutorul pe care îl dai neamului creștinesc și întărește-ne ca până la sfârșitul vieții noastre să-i cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine. Aliluia! O Sfântă Iuliana din Lazarevo, comoara Rusiei Dreptcredincioase și a întregii biserici, primește acum această rugăciune care se aduce ție ca mulțumire pentru ajutorul pe care îl dai neamului creștinesc și întărește-ne ca până la sfârșitul vieții noastre să-i cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine. Aliluia! O Sfântă Iuliana din Lazarevo, comoara Rusiei Dreptcredincioase și a întregii biserici, primește acum această rugăciune care se aduce ție ca mulțumire pentru ajutorul pe care îl dai neamului creștinesc și întărește-ne ca până la sfârșitul vieții noastre să-i cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine. Aliluia! Tu ești bucuria noastră, mângâierea și ajutorul nostru, roabă, aleasa lui Hristos, că împreună călătorești pe marea vieții cu cei care se roagă ție, izbăvindu-i de vifor și ducându-i la limanul cel liniștit al raiului. Și pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, mlădița bisericii drept slăvitoare, bucură-te, candelă aprinsă pentru Hristos, bucură-te, înger al curăției și al rugăciunii, bucură-te, dreptar al viețuirii creștine în familie, bucură-te, pildă pentru soțiile credincioase, bucură-te, pavăza mamelor creștine și a copiilor lor, bucură-te, veghetoare asupra tinerilor care vor să se căsătorească, bucură-te, arătând calea spre mănăstire celor care o caută, bucură-te, mână întinsă celor care vor să se pocăiască, bucură-te, ajutătoare celor care pun început bun mântuirii, bucură-te, glas al sfințenii în pustia lumii iubitoare de rătăcire, bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creștine. Pe Sfânta Iuliana, cea milostivă, care prin faptele ei a fost icoană via lui Hristos și a mărturisit că familia este o cale de sfințenie, biruind cu iscusință cursele vrăjmașului și ispitele trupești, să o lăudăm iubitorilor de Dumnezeu, zicând, bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creștine. Sfântă Iuliana din Lazarevo, chivot al milosteniei și reazăm al familiilor credincioase, plecând de genunchi la rugăciune cădem către tine și te rugăm. Vezi necazurile care ne apasă, vezi furtuna care s-a ridicat asupra noastră. Nu ne lăsa, Sfântă a lui Dumnezeu, vin în ajutorul nostru de grabă, așa cum și Sfântul Nicolae a venit în ajutorul tău când erai înconjurată de diavol. Nu pregeta, Sfântă, să arăți puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu pentru mângâierea celor neputincioși. Vino, Sfântă Iuliana, și stai lângă inimile noastre apăsate de durere și de tulburare. Roagă-te să ne întărim credința și să părăsim păcatele și să punem început bun mântuirii. Arată-te păzitoarea curăției și a iubirii celor căsătoriți, îndrumătoare a copiilor și a tinerilor. Fii mângâietoare a orfanilor și a celor întristați și grabnică tămăduitoare a celor bolnavi, așa cum ai fost și celor care au primit de la tine ajutor minunat în rugăciunile lor. Ai grijă de toți creștinii, de copiii și de părinții lor, de toți monahii și monahiile, de toți preoții și ierarhii. Roagă-te pentru noi să nu fim înghițiți de duhul lumii acestea și să nu le pădăm credința cea dreaptă, ci să mergem pe calea sfințeniei, pe calea rugăciunii și a virtuților, ca acoperiți de rugăciunile tale să-L slăvim pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită, în vecii vecilor. Amin.